Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este în conflict deschis cu liderul PSD, Liviu Dragnea. După ce Gabriela Firea a cerut retragerea sprijinului politic pentru ministrul de interne, Carmen Dan, susținută de Liviu Dragnea, pentru modul cum a fost gestionată intervenția jandarmilor la mitingul diasporei, primarul Capitalei a lansat ieri seară mai multe acuzații la adresa liderului PSD. Corina Crețu, comisar european pentru dezvoltare regională, m-a informat că a discutat cu ceilalți comisari europeni și președintele Iancă și au întrebat-o ce se întâmplă la București, pentru că pe 5 decembrie ar trebui să înceapă pregătirile pentru președinția rotativă. Toți sunt preocupați de securitate. Doamna Crețu a spus că va transmite informațiile și că crede sau speră să se ia măsuri. M-a sunat pentru că pe parcursul verii Liviu Dragnea nu i-a răspuns la telefon, a afirmat ieri seară Gabriela Firea într-o emisiune de televiziune. Primarul Capitalei a dezvăluit și faptul că actualul ministru de interne a fost prima propunere a lui Liviu Dragnea pentru funcția de premier. Inițial, ea era propusă după ce a căzut guvernul Tudose, ca doamna ministru să fie prim-ministru, dar nu au fost de acord colegii noștri. A fost prima pe lista domnului Dragnea, ca doamna ministru de interne să fie prim-ministru, a spus Gabriela Firea. Membrii comitetului executiv al PSD au respins la vot sâmbătă cererea Gabrielei Firea de a o schimba pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de interne, ca urmare a măsurilor luate la mitingul din 10 august.